Nu le reține toată suma, adică dacă la un om, un amărât, avem pretenția să plătească toată suma, că în 15 zile l-am penalizat, uitați și dumneavoastră. Haideți, eu am înțeles, am înțeles. Deci li se reține lunar doar 2 milioane și uitați cu cât are acum, 6 milioane. Fiind angajații lor, ar trebui să le rețină toată suma. Toată suma. Așa cum eu îi oblig pe ei mei angajați la primărie să plătească la taxe și impozite toate dările, pentru că sunt angajați în primărie și trebuie să fie un exemplu, să plătească toate dările la taxe și impozite, așa și ei ar trebui să le reține, pentru că sunt salariații lor, să le reține toată suma care o datorează către Termo, nu? Corect, da. Aveți dreptate. Mulți dintre severineni reclamă modul de calcul privind consumul de agent termic și vin să ceară sprijinul primarului. S-a întâmplat și astăzi în cadrul audiențelor. Pentru ca dialogul să fie unul cât se poate de sincer, iar oamenii să plece de la primărie lămuriți, Constantin Gherghe a stabilit ca un delegat al Regiei Autonome pentru Activități Nucleare să fie prezent în fiecare zi de audiențe. Deci zice, domnule, nu-i corect să rețină ranul, zice, consumul agentului termic numai în parte la angajații de Termo care stau în asociație. Că în situația dată, zice, niște oameni mai necăjiți plătesc toată suma, pentru că stă femeia și le bate pe la uși, iar tamă angajații ranului nu plătesc tot agentul termic pe care îl consumă. Deci, și ar trebui, zice dânsa, că ar trebui să li se rețină întreaga suma. Și mi se pare... Domnul primar, deci eu, pe drept, deci am dus în chimic, ranul la Măriștenu și vin și plătesc cu chitanță prin casă. Auziți, nu? Le se ia bani, deci am intrat în ei, în primul rând, deci, se duce și în bani de la alții. Bun, și exact de la... Deci, exact, o rușine pentru noi. A fost o rușine, n-am crezut că există ceva. Așa cum i-am pus eu pe ei la din primărie. Și aici sunt. Să plătească, nu, la taxe și impozite. Da. Dom'le, aici noi ne ocupăm să le colectăm sumele. Da, e rușine. E rușine că angajații primăriei să nu-și plătească taxe și impozite. Cu atât mai mult. Dar la fel. Mulțumesc conducerii Termo că a înțeles să ne trimită un delegat atunci când ținem audiențele pentru a putea rezolva direct aceste chestiuni, să nu mai plimbăm oamenii pe la Termo, că numai de așa ceva n-au timp și chef. Și sper să, prin felul ăsta, să urgentăm soluționarea unor probleme care se pot soluționa. Fac apel ca dialogul dintre primărie, primar și cetățeni să fie direct și sincer. Încă o dată spun sincer, niciodată n-am să spun un neadevăr în relația unui cetățean care vine în audiență, indiferent că convine acest răspuns sau nu convine. Important e că omul când pleacă de aici trebuie să știe, este o chestiune care ține de primărie sau nu, este o chestiune care se poate rezolva sau nu. Minciuna și amânarea rezolvării problemelor nu face nimic în relația dintre primar și cetățean. Asta e un nărav mai vechi de care eu m-am dezis în totalitate. La audiențele organizate astăzi de primarul municipiului Constantin Gherghe au venit și severineni care solicită anveloparea blocurilor. Acest program va demara cu fonduri europene, însă reabilitarea imobilelor aflate în proprietate privată nu revine în sarcina primăriei. Să nu fiți supărată că se reabilitează școala. Școala este proprietatea primăriei. A primăriei. Și suntem obligați noi să le reparăm și noi avem obligația să le întreținem pentru că suntem proprietarii lor, da? Iar blocurile sunt proprietatea dumneavoastră, ale proprietarilor. Nu mă întrerupeți, vă rog frumos. Și ele intră pe un program separat de fonduri europene. Și nu depinde nici de mine, nici de viceprimar când ăștia ne dau banii. Documentația este făcută, este dusă la minister. În momentul în care se va aproba, vor intra la reabilitare. Deci faceți o diferență între clădirile primăriei și ale dumneavoastră. Nu trebuie să se supere distinsa doamnă că s-a reabilitat școala, pentru că toate clădirile care aparțin instituțiilor de învățământ sunt proprietatea primăriei, sunt proprietatea comunității locale și fiind proprietatea noastră, noi avem obligația prin lege să le întreținem, să le reabilităm. Și eu zic că am făcut-o până acum și o facem în continuare, pentru că trebuie să avem grijă de copiii noștri, să învețe condiții bune. Asta este obligația noastră. Să întreținem spațiile. Restul, actul de învățământ, este la Ministerul Învățământului. Nu trebuie să supere că am făcut școala, încă o dată spun, și să nu se supere că blocul dumneai n-a reintrat în reabilitare. Și explicam de ce blocul vecin, H2-ul, a intrat în reabilitare și am spus că acolo este un președinte probabil și un administrator mult mai destoinic și mai harnic. Și acum 3 ani și ceva, când s-a promovat primul proiect de reabilitare, s-a grăbit și a depus documentația. Cel de la H1 probabil nu s-a grăbit. Ăsta este un alt program
pe fonduri europene și nu mai depinde de noi, că banii nu vin de aici. Trebuie să înțeleagă doamna că nu primăria are obligația să reabiliteze și să întrețină apartamentele și casele proprietate personală ale cetățenilor. Noi avem obligația să le întreținem pe ale noastre, adică clădirile, școlile și dând și pe ale lor. Că blocurile intră pe aceste programe europene, acum nu mai depinde de noi ca banii să și vină imediat de la Uniunea Europeană. Dacă președintele dumneavoastră nu s-a grăbit, probabil anul ăsta va intra în reabilitare. Tot în cadrul audiențelor organizate astăzi de către primarul Constantin Gherghe, au fost dezbătute nenumărate solicitări privind acordarea unor ajutoare sociale, majoritatea fiind rezolvate pe loc.